După aflarea rezultatelor la bacalaureat, absolvenții de liceu din județul Timiș, care au susținut examenul maturității, n-au fost prea mulțumiți de notele primite. Potrivit Inspectoratului Școlar Timiș, au fost depuse 1823 de contestații. Cei mai mulți candidați au solicitat recorectarea lucrărilor la limba română, profil real, 592 de candidați. Istorie, 223 de candidați. Limba română, profil uman, 165 de candidați. Matematică, 163. Geografie, 148. Anatomie, 137. Și biologie, 136. Promovabilitatea la bacalaureat înainte de soluționarea contestațiilor este de 72,47%. Mai precis, 3095 de candidați au reușit să obțină medii peste 6. În data de 6 iulie urmează să fie afișate rezultatele finale la examenul de bacalaureat.